Gabriel Cotabiț a murit sâmbătă, 23 noiembrie, la 69 de ani, la Spitalul Universitar din București, unde era internat de 2 săptămâni. A suferit un accident vascular cerebral, iar acum familia se pregătește să-l conducă pe ultimul drum cu discreție și într-un cadru restrâns. Într-un mesaj pe Facebook, familia lui Gabriel Cotabiță a anunțat că oamenii care vor să-i aducă un ultim omagiu o pot face astăzi până la ora 20, la capela cimitirului ortodox Pelu. Familia a mai anunțat că artistul va fi condus pe ultimul drum de oamenii foarte apropiați și că vor să-l înmormânteze cu discreție, așa cum el a fost toată viața. Suntem recunoscătoare pentru tot sprijinul primit în această perioadă. Gabriel Cotabiță reprezintă un etalon al profesionalismului în muzica ușoară românească, dar și un tată, soț și prieten excepțional. Cei ce vor să-i aducă un ultim omagiu sunt așteptați luni, 25-11-2024, la capela cimitirului ortodox Belu între orele 08:00-20:00. Ultima slujbă religioasă se va ține în cadru restrâns. Dorim să-l onorăm cu aceeași discreție și eleganță de care a dat dovadă în timpul vieții, așadar familia nu va oferi declarații. Vă mulțumim pentru înțelegere și rugăm presa să ne respecte în continuare intimitatea. Cu recunoștință, familia Cotabiță, cea care i-a fost alături până în ultima clipă, este soția lui, Alina Gabriela Munteanu. Între cei doi era o diferență de vârstă de 27 de ani. S-au cunoscut în urmă cu 14 ani, iar în 2016 s-au căsătorit. Gabriel Cotabiță avea doar cuvinte de laudă la adresa soției lui, despre care spunea că este o femeie minunată și că i-a fost alături necondiționat, e un om minunat. De-aia am luat-o de nevastă. Pe mine de Alina mă leagă faptul că ne plac aceleași lucruri, aceeași muzică. Mă rog, aceeași mâncare. Și când îți găsești o persoană de genul acesta care mai are și o altă calitate, care te iubește necondiționat, păi atunci trebuie să fii tâmpit să pleci de lângă asta, spunea Gabriel Cotabiță. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.